Dragi telespectatori, vă spunem un bun venit la emisiunea Povestea unui imn. Imnul O Mântuitorule este considerat unul dintre cele mai reușite imnuri din toate timpurile, fiind scris de Charles Wesley la puțină vreme după convertirea lui. Versurile cântării sunt ca o prefigurare a călătoriilor periculoase, a descurajărilor, a singurătății și mai ales a încercărilor prin care avea să treacă autorul lor. La câțiva ani după terminarea războiului civil din SUA, foștii unioniști s-au întâlnit cu cei care luptaseră pentru Confederație. Unul dintre ei a povestit cum l-a auzit odată pe unul dintre soldații inamici cântând: "Altă ocrotire n-am, fără tine sunt pierdut. Singur, să nu mă lași, întărește-mă mereu. Numai în tine mă încred, tu ești ajutorul meu. Strânge-mi mâna să nu cad, strânge-mă la pieptul tău." Deși avea pistolul pregătit să tragă în inamicul său, soldatul s-a retras, fără să facă vreun rău celui care tocmai își încredințase viața Mântuitorului. În timp ce fostul soldat își povestea întâmplarea, un altul s-a ridicat din sală și a întrebat: "Acest lucru s-a întâmplat cumva în campania din Atlanta din 1864? "Da," i-a răspuns cel din urmă. "Atunci află că eu sunt soldatul pe care trebuia să-l omori. Am fost înrolat în armata unională și când am rămas de veghe într-un loc singuratic, am fost cuprins de teamă și descurajare, așa că am început să cânt. Abia astăzi aflu că un cântec despre Isus mi-a salvat viața." Dar cum a fost scris imnul? Mary Hoyer, din Bellefonte, Pennsylvania, a căror străbunic a fost martoră la un incident care l-a avut în centru pe compozitorul imnului, a spus următoarele: "Charles Wesley a predicat pe un câmp din apropierea orașului Killyleagh, Irlanda, când a fost atacat de câțiva oameni care nu erau de acord cu învățăturile sale. A reușit să fugă într-o casă cunoscută ca ferma de pe insula Barn. Soția fermierului, Jane Laurie Moore, l-a sfătuit pe Charles Wesley să se ascundă în lăptăria din spatele grădinii și să aștepte acolo până când atacatorii vor pleca. Când aceștia au venit să-l caute pe predicator, femeia le-a oferit o băutură răcoritoare, iar ei au renunțat să-l mai caute. Acolo, în ascunzătoarea din lăptărie, Charles a compus imnul: O Mântuitorule, adăpost îmi ești și scut." Iată cum un cântec compus într-o ascunzătoare poate fi folosit pentru a salva viața unui soldat. Cu atât mai mult, Mântuitorul lumii, Salvatorul Iisus Hristos, dorește să salveze de chinul veșnic pe toți aceia care caută scăpare la El. În prezența lui Iisus este liniște, este odihnă, este pace.
Iisus, în tine eu am găsit tot ce-mi doresc. Orb de sunt, lumină am, slab de sunt, mă întăresc. Tu ești sfânt, eu pare.